În perioada 16-22 septembrie, întreaga Europa sărbătorește Săptămâna Mobilității, iar municipiul Giurgiu face parte din orașele care organizează acțiuni în acest sens. Astfel, Agenția pentru Protecția Mediului, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar, au gândit mai multe manifestări menite să promoveze utilizarea mijloacelor de transport nepoluante și protejarea stratului de ozon. O primă acțiune a vizat organizarea unui marș la care au participat circa 200 de elevi, dedicat Zilei Internaționale pentru Protecția Stratului de Ozon. Pentru organizarea acestui eveniment am avut nevoie de 200 de copii de la 9 școli din oraș și încercăm să oferim acestui oraș și în întreaga lume un strat de ozon cât mai sănătos. Elevii s-au adunat în fața sediului Agenției pentru Protecția Mediului, s-au încolonat și au pornit într-un marș prin centrul orașului cu punct de sosire Esplanada din fața Teatrului Tudor Vianu. Tot din cadrul seriei de manifestări dedicate Săptămânii Mobilității Europene, marți 22 septembrie, pe pietonala din centrul orașului, va avea loc un concurs de role la care vor participa elevii giurgiuveni din clasele 1-8.